potrivit unei reglementări din 2006 pentru aprobarea unui regulament privind circulația pe drumurile publice, la capitolul privind contravențiile, se precizează că stropirea pietonilor, clădirilor și vehiculelor atunci când pe drumurile publice există apă sau noroi, se sancționează contravențional. Prevederea a fost prinsă și în noua ordonanță de urgență dată acum 2 săptămâni. Amenzile sunt încă mici, de la 150 la 400 de lei, dar oricum sesizările sunt aproape inexistente. Puțini oameni știu de această regulă. Cum ei nu au nici dovada că ar fi fost stropiți intenționat de către șoferi, renunță să mai meargă la poliție și scapă câteva înjurături printre dinți pentru a se destinde. Diferența este ca de la cer la pământ cu ceea ce se întâmplă în Marea Britanie. Acolo, în ciuda ploii dese și destul de intense, respectul pentru pietoni este unul maxim. Astfel, potrivit codului rutier britanic din 1998, un șofer care folosește un vehicul mecanic pe orice drum public fără atenție față de ceilalți participanți la trafic, riscă o amendă de la 100 până la 5.000 de lire sterline. Dacă dorești să stropești intenționat un pieton, trebuie să știi că noul cod rutier pentru șoferii din România prevede amenzi în acest sens. Puțini sunt însă pietonii care merg uzi să reclame un șofer necivilizat în trafic. Primarul comunei Singureni din județul Giurgiu, Marian Pătuleanu, a confirmat pentru Libertatea că una dintre victimele atacului din Germania este nepotul său. Publicația germană Zeit.de a scris de asemenea că una dintre victimele atacului de joi este de cetățenie română. Tânărul se numește Vili Viorel Păun, în vârstă de 23 de ani, a mai precizat primarul. Atât tânărul ucis, cât și mama lui locuiesc în Germania. Primarul spune că a vorbit cu rudele acestuia care au confirmat. Este adevărat, mașina în care se afla era a lui, este ceva terifiant. Era tânăr, avea 23 de ani, stătea în fața restaurantului în mașină. Nimeni din România nu a luat legătura cu familia decedatului, nicio autoritate. La momentul actual nu se știe când va fi adus în țară, era singur la părinți, a declarat Marian Pătuleanu, primarul din Singureni la România TV. Ministerul de Externe a confirmat după aproape 24 de ore informația și a anunțat că românul va fi repatriat, iar președintele Iohannis a transmis condoleanțe familiei. Joi seara, Gică Hagi a asistat la cel mai bun meci al fiului său de până acum la o echipă din străinătate. Condusă cu 2-0 pe teren propriu de Braga, Rangers a fost resuscitată de golul lui Ioanis din minutul 67. Apoi, la 2-2, românul a punctat decisiv pentru o victorie uriașă. 3-2. It's Hagi, it's deflected! În tribune, Gheorghe Hagi și-a stăpânit cu greu emoțiile și s-a bucurat precum un copil la fiecare gol al băiatului său. După meci, fanii scoțieni s-au întrecut în elogii la adresa lui Ioanis Hagi, care a fost desemnat de altfel omul meciului. Conducerea PNL Ilfov a luat o decizie bombă și a renunțat la unul dintre baronii grei ai partidului, Marian Petrache. Liberalii l-au desemnat joi 20 februarie 2020 în ședința care s-a desfășurat la Otopeni pe Uber Tuma, candidat al partidului pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Ilfov. El a fost ales să candideze la alegerile din iunie de 51 dintre cei 55 de delegați. Trei au votat împotriva lui, un delegat abținându-se de la votul care a fost secret. Aflat în vizită în orașul său natal, Sankt Petersburg, Vladimir Putin a fost interpelat de o femeie în legătură cu nivelul de trai din Rusia. Femeia s-a apropiat la un moment dat și a dat startul unui dialog, pe cât de politicos, pe atât de stânjenitor pentru Putin, despre salariul minim din Rusia. Femeia care a deschis situația ei studiază contabilitatea în timp ce trăiește din ajutoarele de handicap. Ea a început apoi să vorbească despre cheltuielile zilnice, părând să se îndoiască că Putin știe la cât ajung acestea. Putin s-a aflat în oraș pentru a depune o coroană la mormântul unuia dintre primii săi mentori politici, fostul primar Anatoli Sobchak. Imagini halucinante într-un supermarket din Timișoara. Clienții centrului comercial își continuă nestingheriți cumpărăturile, chiar dacă în apropierea lor se află trupul neînsuflețit al unui bărbat. Bărbatul, în vârstă de 51 de ani, a murit în incinta magazinului după ce a suferit un infarct. Medicii, ajunși de urgență la fața locului, nu au putut decât să constate decesul. Zona a fost înconjurată de criminaliști, dar cu toate acestea, conducerea centrului comercial nu a oprit activitatea. În imagini se pot vedea mai mulți clienți care își fac cumpărăturile ca și cum în jurul lor nu s-ar întâmpla nimic.
Președintele american Donald Trump a criticat Academia Americană de Film la un meeting organizat în Colorado pentru că a premiat un film sud-corean, Parasite, cu Oscar. By the way, how bad were the Academy Awards this year? Did you see it? And the winner is a movie from South Korea. What the hell was that all about? We got enough problems with South Korea, with trade. On top of it, they give him the best movie of the year. Was it good? I don't know. You know, I'm looking for like, where, let's get Gone with the Wind. Can we get like Gone with the Wind back, please? În replică, distribuitorul american al filmului, Neon, a scris pe Twitter că înțelege reacția liderului american la filmul subtitrat, pentru că el nu știe să citească. Ideea de a zbura deasupra apei se vehiculează la Paris încă din 2015, atunci când Sea Bubble s-a testat pe Sena cu pasageri, un vapor care se ridică deasupra apei. Acționat de o baterie electrică, atunci când ia viteză, vaporul începe să se ridice deasupra apei cu aproape 15 km pe oră pentru a evita vârtejurile și a reduce consumul de energie. Sea Bubble va implementa 6 taxiuri până în mai 2020 în regiunea bretonă Morbihan și deja lucrează la dezvoltarea unei versiuni a vaporului care să funcționeze pe baterie cu hidrogen. Taxiul zburător are 5 locuri, un pilot și 4 pasageri și este destinat numai fluviilor, lacurilor, porturilor și golfurilor adăpostite și nu mărilor sau oceanelor. Mai multe containere pline cu gunoi au fost depistate joi de autorități în portul Constanța Suda Gigea. Vaporul pe care au fost găsite deșeurile a venit din Marea Britanie, iar în acte gunoaiele figurau ca fiind obiecte de uz casnic second hand, informează Mediafax. În imaginile prezentate de reprezentanții gărzii de coastă se observă saci în care sunt aruncate la întâmplare castroane, pahare, obiecte electrocasnice sau produse din sticla sparte. În ultima săptămână, în România a explodat și un nou scandal al deșeurilor toxice venite din Italia cu acte false și ajunse în depozite din zona județului Bihor. Un polițist din localitatea prahoveană Filipeștii de Pădure, care a sunat la 112 și a reclamat că a fost lovit de soție, a obținut un ordin de protecție împotriva acesteia, transmite ziarul Incomod. Ordinul de protecție este valabil 5 zile, iar în această perioadă soția trebuie să părăsească domiciliul. Polițistul a fost lovit de soția sa de 35 de ani în seara zilei de joi. Femeia ar fi îmbrâncit-o întâi pe fiica sa, în vârstă de 16 ani, apoi l-a lovit pe soț cu palma sau cu pumnul în figură. Polițistul le-ar fi spus colegilor că a preferat să nu răspundă cu violență și a făcut apelul la 112 pentru a nu intra într-o situație care să-i afecteze statutul de polițist. Nivel record al cursului leu-euro. Moneda europeană a depășit pentru prima oară pragul psihologic de 4,8 lei. Banca Națională a României a anunțat vineri un curs de referință de 4,80 lei pe euro, în creștere cu 0,4% față de valoarea atinsă joi. Acesta este cel mai mare nivel anunțat vreodată de BNR. Dolarul american și prețul aurului au atins de asemenea noi niveluri record. În schimb, premierul interimar Ludovic Orban susține că situația economică a țării este foarte stabilă. Nu există niciun motiv de neîncredere sau de panic. Situația economică este foarte stabilă. Uitați-vă la evoluția dobânzilor. Comparați cu cât s-a împrumutat guvernul nostru raportat la dobânda cu care s-a împrumutat guvernul PSD. E o diferență semnificativă de 1% la dobândă, a spus premierul. Ori de câte ori mergem la mare, vedem siluetele reactoarelor de la Cernavodă și parcă ne trecem un fior privindu-le, mai ales că s-au întâmplat destule incidente și accidente cu astfel de centrale nucleare. Astăzi s-a anunțat că o misiune internațională a Agenției Internaționale pentru Energia Atomică a avut loc la inițiativa Nuclear Electrica pentru a evalua și stabili planurile de retehnologizare ale reactorului 1, unitate dată în exploatare în 1996. Cele două reactoare au fiecare o putere de 700 de megawatt și asigură circa 20% din necesarul de energie electrică al României. Retehnologizarea se va desfășura în 3 faze și are scopul principal de a-i prelungi reactorului 1 durata de viață cu încă 30 de ani. Prima fază este în curs de derulare începând în anul 2017 cu termen de finalizare 2021. Cea de-a doua fază se referă la pregătirea implementării proiectului și se va derula în perioada 2021-2026. A treia fază va începe în 2026 când se va face implementarea propriu-zisă, cu oprirea planificată a reactorului, fază ce va dura până în 2028. La această retehnologizare participă specialiști români și străini și cei mai reputați experți în reactoarele de tip CANDU, cum sunt cele de la Cernavodă.
Autoritățile din Coreea de Sud au înăsprit măsurile pentru prevenirea extinderii coronavirusului după ce 52 de noi cazuri au fost raportate vineri, în vreme ce situația din China pare să intre sub control potrivit datelor oficiale citate de BBC News. În total, 156 de cazuri cu coronavirus au fost confirmate până în prezent în Coreea de Sud, cel mai mare focar de infecție după China și nava de croazieră Diamond Princess. Premierul sudcorean a anunțat că țara se confruntă cu o situație de urgență și două orașe din sud, Daegu și Cheonggondo, au fost declarate zone speciale. Din cele 52 de cazuri anunțate vineri, 41 sunt în Daegu, oraș aflat la 300 de kilometri sud-est de capitala Seul, iar din aceste 41 de persoane, 39 provin dintr-o sectă religioasă. Ușor, ușor, lumea se schimbă dramatic în jurul nostru. Uneori nici nu suntem conștienți de schimbările care au loc. Așa cum a fost și cu trecerea de la telefonia fixă, care adresa o locație fixă, la telefonia mobilă, care adresează o persoană. Așa s-a întâmplat și cu Amazon, care acum aproape 20 de ani a devenit prima librărie online, fără să aibă editura proprie sau un spațiu fizic. Mai recent, cu companiile de taximetrie, care nu au nicio mașină în proprietate, sau cu companiile de servicii hoteliere, care nu au nicio proprietate, și așa mai departe. Era o chestiune de timp până ce bănci centrale importante să accepte monedele digitale. În luna ianuarie a acestui an, băncile centrale din Marea Britanie, zona euro, Japonia, Suedia și Elveția și-au unit forțele în a evalua posibilitatea emiterii a ceea ce se numește CBCD, adică bani tradițional, dar în formă electronică, diferiți de criptomonede. Acestea, la momentul apariției, au fost considerate în cel mai fericit caz exotice și fără viitor pe piața financiar bancară. De altfel, și Facebook a anunțat la finele anului trecut lansarea propriei monede virtuale, numită Libra, alimentând firește numeroase controverse. Criptomonedele, dintre care cea mai cunoscută este Bitcoin, sunt produse și gestionate de platforme online și nu de o bancă centrală. Prima bancă centrală care sparge gheața este Banca Centrală a Suediei, Riksbank, care a început testarea primei monede digitale, e-krona, în scopul declarat de a deservi mai bine clienți și de a facilita operațiunile bancare cu mai multă eficiență.